Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Alături de mine o am pe Elena Carmen Țucă de la Centrul Kineto Bebe and Kids. S-a reîntors, fiindcă vorbește atât de frumos și, Doamne, câte am mai avea de povestit. Iar astăzi pentru voi am pregătit tema Pregătirea părinților pentru conectarea cu copiii. Bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Chiar așa! Cum pregătim părinții? 1, 2, 3, start! Da, e mult, e mult de pregătit, pentru că de cele mai multe ori părinții vin de la servici și intră direct de la rolul de angajat la rolul de părinte și atunci trecerea asta e nevoie să se facă cumva, să nu sărim cumva dintr-o parte într-alta. Tocmai de aceea este indicat, dacă se poate, acum vorbim și despre posibilități, când avem o zi plină, să ne planificăm activitățile mai dificile, mai complicate, mai pe la începutul zilei, iar ce e mai ușor de făcut, mai spre sfârșit, tocmai ca să nu plecăm prea încărcați de acolo. Pe de altă parte, e important ca părintele pe drumul spre casă să-și facă cumva ca un ritual de trecere de la angajat la părinte, nu știu, să se gândească la ceva frumos, să asculte o muzică plăcută sau orice îi face lui plăcere, să privească oamenii din jurul lui, să privească peisajul, nu știu, orice, sau să se plimbe, poate 5 minute înainte să intre în casă. Tot foarte important este ca părintele să aibă niște așteptări realiste atunci când ajunge acasă, în ideea în care să nu aibă impresia că în clipa în care o să ajungă acasă, el o să stea întins pe un fotoliu sau pe o canapea, iar copilul o să joace fericit de treabă și o să-l lase în pace. Sunt și multe cazuri de genul ăsta, să știi, în care copiii chiar se joacă, dar sunt și foarte multe cazuri pe care de altfel eu le cunosc, în care îmi spuneau, aolo, intram în scară și auzeam de la parter cum urlă. Vorbim aici de cei care sunt mai micuți, fie că aveau o erupție dentală sau alte lucruri. Da, într-adevăr, eu cred că cea mai mare problemă, să știi, că este la mămici, fiindcă mămicile nu-și alocă timp. Tăticii, da. Vrem, nu vrem, într-un fel sau altul se descurcă și cred că sunt mult mai realiști decât noi. Noi avem tendința să exagerăm și de cele mai multe ori preluăm foarte mult asupra noastră. Ne încărcăm, trebuie să cumpărăm, trebuie să gătim, trebuie să spălăm, trebuie să facem aia. Când și ca tătii sunt foarte implicați, dar cred că este suficient să-i rugăm să facă, corect? Evident, da. Dacă putem să cerem ajutorul și e important să o facem. Pentru și că să mulți... știm să facem asta. Exact, pentru că mulți dintre noi nu știm să cerem ajutor. Ne luăm mantia de supererou și credem că le facem pe toate, dar de fapt nu. Aș vrea să le dau un exemplu celor care ne ascultă în acest moment. Uite, am prietene cărora le spun, dar de ce nu te duci, nu știu, într-o zi, uite cum ai spus tu, mergi să te plimbi înainte să vii acasă, da? Pentru că stai 12 ore la servici. Uh-huh. În altă zi, nu știu, ia-ți timp pentru tine, du-te la un masaj. Cu o oră în plus sau în minus nu se întâmplă nimic. Nu, și reacția este aceeași. Nu, 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 că trebuie să mă duc, trebuie să cal, trebuie să spăl, trebuie să fac de mâncare, trebuie să fac lecțiile, trebuie. Cred că acest trebuie ne omoară. Așa este, ne omoară, plus că multe persoane nu înțeleg că dacă nu-și aloc acel timp pentru ele, nu vor putea să fie acolo 100%, nu vor putea să aibă o relație autentică, pentru că vor fi și așa scurse de energie. Atunci, de unde să mai dai energie unui copil? Că nu mai e de unde. E ca și cum mai fi o mașină care tot face diferite lucruri, dar nu își pune niciodată combustibil. Mașina aia, la un moment dat, se oprește. Uh-huh. Așa suntem și noi. Pe de altă parte, foarte important, noi ca părinți să ne vindecăm rănile noastre emoționale din trecut pentru a nu le aduce în relația cu copiii și pentru ca să ne putem să ne conectăm eficient la ei. Și să învățăm să ne conectăm la propriile emoții și la propriile gânduri, pentru că de obicei părinții în ziua de astăzi și oamenii în ziua de astăzi stau foarte mult în cap, cum spun eu, trăiesc foarte mult în cap. Nu simt. Totul este foarte rațional. Totul este trecut prin filtrul rațiunii și nu prin filtrul emoțiilor. Și ce ar trebui să facă? Dacă sunt niște probleme foarte grave sau care le macină, nu le dau voie să trăiască, ar fi bine să meargă la un psihoterapeut și să-și rezolve toate problemele din trecut. Relația cu părinții, care de multe ori poate să fie defectuoasă și nu tocmai bună, și o cară în relația pe care eu au cu copiii acum. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult. Aș vrea să punctez și să concluzionez pe ceea ce ai spus tu pentru mămici, pentru că eu sunt cu mămicile. Mămici, fiți atente. Nu este nicio problemă dacă vă duceți la psihoterapeut, nu este nicio problemă dacă în ziua asta vă duceți acasă și spuneți nu, azi nu vreau să gătesc, azi Corect. Nu vreau să pun eu masa, azi nu vreau să-ți fac duș. Azi vreau să mă plimb. Este absolut în regulă. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă, dar important este să fim fericiți și important este să fim uniți și în familie. Iar pentru asta, dacă vreți să aflați mai multe lucruri cum este să fie cu bucurie în familie, vă invit să intrați pe site-ul nostru, Itzy Bitzy. Mulțumesc frumos, Elena! Cu mare drag!